Pentru noi, astăzi depunem candidaturile pentru Parlament, Partidul Național Liberal. Ne vedeți îmbrăcați în negru, e un moment în care, sau un gest în care vrem să arătăm față de ceilalți din echipele pentru care se concurează cu noi, care au venit în roșu și îmbrăcați în față și în bucurie. Noi spunem că lucrurile nu sunt deloc așa, pentru că, din păcate, județul nu are deloc a stare de bunăstare și a bucurie. Suntem mai sobri, mai atenți și un pic mai, să spunem, chiar putem genera un gest de mare, mare atenție față de viitorul acestui județ. Uitați, știți foarte bine că suntem un județ agricol, un județ care în mod normal ar trebui să fim primi în România și avem o bucurie că acest județ agricol poate crea bunăstare. Sunt aici cu doi fermieri care putea să vă spun ei ce s-a întâmplat anul ăsta sau anii care au trecut în agricultura în zona pe care dumneavoastră sunt fermieri. Dacă pot să-mi spună cum a fost anul ăsta. În comuna Sinica de Unia aparțin eu, 90% din fântâni sunt secate. 80% din animalii, vitii, capri, oi, sunt dispăruți într-un an de zile. Au dispărut mii de animale, din cauza secetei, din cauza apei. Bătrânul, dacă avea 2-3 vaci, are 80 de ani, le-au vândut, unde s-am țară și le-au luat pentru abatoare. Mai are bani ca să-și mai ia alte vaci? Degeaba avem iază acolo la Drașan, că și aia, apii de români. Este foarte mare criză. Noi nu suntem reprezentanți la nivel de Parlament, la nivel de Ministerul Agriculturii, avem președintele asociației de la noi, de la Moldovici, de la Popovuț, și nu-l bagă nimeni în seamă. El vorbește, cine-l bagă în seamă? Da, chestia asta cu apa e mult mai gravă. Cu pășunele are o problemă. Pășunele trebuie, mă dimineați cu ocazia asta, când ați venit la conducere, să ajutați să dați niște timpii la primărie, niște sămănători, să supraînzămânțeze pajăștele. Pajele sunt degradate, sunt într-o stare deplorabilă. Drumurile, iarăși, nici nu poți circula dacă... Da, aici avem un program mai special. Săptămâna asta o să apară un raport de județ, un plan de județ al Botoșanului în viziunea asta PNL-ului, iar noi înseamnă fermieri, da, stânci, dar numai fermieri, și agricultura. Și cei mici, da. Cei mici și agricultura e compromis în totalitate. Acum că a fost săcit, a fost, dar toți sunt și ajutori de unii, nimic. Da, eu vă înțeleg. Povestea este că credeți că... Trimitem niște oameni, dacă trimitem niște oameni acolo, să ne reprezint. Cine a fost până acum prin Comisie pentru Agricultură, nu cred eu că s-o bătut pentru Botoșani sau pentru Vaslui sau pentru care suntem noi mai defavorizați așa. Nu trebuie să ne facă monumente, dar să ne ajute cât de cât, nu? Aveți dreptate. Nu trebuie să, măcar să de subsistență și să, nici să stăm la... Piețele, târgurile, toate s-au desfințat. Bacă-i testa porcină, bacă-i cu oaia nebună, vaca turbată. Au găsit modalități, le-au desfințat. Da. Știm problema asta, am vrut să vă spun încă o dată, sunt soluții, nu sunt de pe o zi pe alta. Dumneavoastră ne-ați promis și la ședință. La întâlnirea cu fermierii, da. Sunt soluții încă o dată. Putem să refacem, putem să rediscutăm, nu în momentul ăsta. Mai știți foarte, foarte bine toată lumea că anul ăsta s-au închis două fabrici în Botoșani. Sunt 500 de oameni care au rămas fără muncă. Nu i-a întrebat nimeni nimic niciodată. Eu nu spun că asta e treaba președintelui Consiliului Județean. E vorba de atenție, de stare și de direcție. Nimeni nu i-a întrebat. Doamna, de exemplu, m-a contactat pe mine rămânând fără serviciu. Spuneți, doamne. Da, sunt am rămas fără muncă. Da, unde ați lucrat? La Arțana au fost reangajați în domeniu prin bursa locurilor de muncă. Nu aveți mijloc de transport care să vă aducă de la vârf? Am întrebat dacă vrem să mai lucrăm în continuare, vreau să îmi cresc copiii, eu să dau un mijloc la școală, dar nu am fix așa mieră. Acum vin de la șomaj, am fost la șomaj, am semnat șomaj. Nu pot să mă discut ca să mai mi-ajut copiii. Dar nu ne-a întrebat, dar nu vine nimeni în fabrică să ne vadă, că lumea era toată plânsă, toată plângeam, că nu aveam un loc de muncă. Mi spunea că de luni nu mai venim la muncă. Două luni zile, eu nu știam ce cu mine.
nu venea crede că somieră și nu putea să ne ajut copiii, să le dau. Copiii cereu, trebuie să ne-am la școală. Am doi băieți care vreau să ne mai departe. Au dat acum acest psihologic și le-ai la poliție. Dar am posibilitate să ajut. Cum să ne ajut? Când am vrut să se duc în afară, am vrut să rămân aici. Cred că e un semn. M-am văzut cu doamna duminică la Sfânta Liturghie. Da, eu l-am și am spus, doamnă, mă ocup pe dumneavoastră, nu ca președinte, ca om să vă găsesc un loc de muncă și o să găsim ceva, dar e un model, e un caz, sunt zeci de cazuri, sute de cazuri. Nu există transport public de la... Dar nu mai vorbesc de transport, că nu găsești oriunde, că nu e angajat tot la Arțana, știi ce e de la Sercon. Dar vorbesc asta, nu trebuie să le cauți om cu om. Vorbesc asta, trebuia să ne gândim de la început, trebuie niște variante pentru oamenii ăștia, niște oportunități, ceva să ne gândim înainte de a închide. A închide pentru că tot vorbim de politică și de politicieni. Eu spuneam de 2 ani de zile, domnule, trebuie să ne gândim la Botoșani, la defiscalizarea muncii pe zone și industrii. Botoșani este un județ care are foarte mulți angajați în industria textilă, această industrie toată închisă, lasă pe drumuri sute de oameni. Am făcut ceva în de zile și spun asta și pentru contra sau cel care candidează la PSD, care a fost la muncă, ministrul pensiilor, cum îi spun eu, care a fost de aici, câte lucruri interesante a făcut, câte lucruri importante a făcut pentru județul Botoșani. De asta spun altceva acum, sau aș vrea să continui următoarea chestiune. Am spus și repet și vreau să merg mai departe pe subiectul ăsta. Am făcut o schimbare, schimb mai departe tot. Oamenii intrați în anul ăsta în Parlament sau pentru Parlament, intrați în campanie pentru Parlament, sunt oameni noi. Sunt oameni care au meserii, sunt oameni care au făcut ceva la viața lor, nu sunt politruci, nu sunt oameni care au trăit din politică. Mă întreb ce se întâmplă dacă putem, nu iau un post de deputat. Ce face? Eu vă spun că toți ce